avem cea mai mare rată de promovabilitate la BAC din ultimii 13 ani, dar și cea mai mică prezență în 30 de ani. Astăzi s-au publicat rezultatele finale ale examenului maturității. Peste 90.000 de absolvenți au reușit să treacă după contestații. După soluționarea peste 49.000 de contestații, sesiunea examenului de bacalaureat a ajuns la final, iar rezultatele au bucurat marea majoritate a elevilor. Din 121.000 de candidați înscriși, peste 91.000 au reușit să obțină notă de trecere. Rata de promovare a ajuns la 75,2%, cea mai mare din ultimii 13 ani. Am o prezență de peste 96%. Această prezență a mai fost înregistrată doar în anul 2010, când am avut peste 96% prezență raportat la cei înscriși. Au fost schimbate, în continuare, au fost schimbate foarte multe note. Este vorba de peste 30.000, 30.377 note care au fost mărite în urma contestațiilor și peste 15.000, mai exact 15.986 note care au fost micșorate în urma contestațiilor. Pentru cei din promoția curentă, rata de reușită este 80%, iar pentru cei din generațiile anterioare, de 32,1%. Contestațiile au crescut și numărul elevilor cu media 10 la BAC, 222, cu 60 în plus după contestații. Peste 3.000 de lucrări au avut diferențe între 1 și 2 puncte. Însă, în cazul 120 de lucrări, sunt semne de întrebare, pentru că au fost reevaluate cu diferențe mai mari de 2 puncte. Mai bine de jumătate din aceste lucrări provin din 4 județe. În Maramureș sunt 22 de note schimbate, în Argeș și Ialomița 12, iar în Constanța 10. Există și cazuri unde nota a fost modificată și cu 7 puncte. Lucrarea de 9.80 a unui elev a fost notată cu 2.80. O eroare materială, spune ministrul Educației. Avem deja o situație, avem o serie de erori materiale, pentru că erorile sunt de trei categorii. Sunt erori materiale de transcriere în și din borderou, lucru care va putea fi eliminat doar atunci când vom avea corectare digitală. Există și vești mai bune. Din peste 1000 de licee din țară, 74 au avut rata de promovare de 100%. În 42, niciun candidat nu a reușit să treacă examenul. Colegiul Național Gheorghe Lazar din Capitală se numără printre liceele unde toți elevii au promovat bacalaureatul. Dacă un liceu din acestea 42, să zicem, ar fi dispus să aibă o colaborare cu noi și profesori de la ei să predea la noi și noi să predăm la cele și să avem un schimb de experiență, eu cred că ar fi benefic pentru copii. Următoarea sesiune a bacalaureatului din acest an va avea loc între 16 august și 3 septembrie.